Desfășurată în prezența directorului interimar Mihai Andruhovici, festivitatea de premiere a început cu un moment de reculegere. Vreau să păstrăm un moment de reculegere pentru toți colegii care au plecat dintre noi, din păcate, și au colaborat cu noi și au desfășurat activitatea în domeniul educației fizice și sportului și nu numai. Vă mulțumesc mult! La evenimentul organizat de Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, municipalitatea a fost reprezentată de viceprimarul Lucian Harșovski. Vă mulțumesc încă o dată pentru contribuția adusă sportului și, bineînțeles, și municipiului Suceava prin prezentarea în zonele unde ați fost. Vă spun și eu la mulți ani și odihnă cât mai plăcut acum la sfârșit de an, pentru că de la anul reintrați în activitate. Încă o dată vă mulțumesc! Vicecampion mondial de junior și participant la Jocurile Olimpice de iarnă de la Vancouver, schiorul Petrică Hogiu s-a clasat pe primul loc într-un top al sportivilor din județul Suceava cu cele mai prestigioase performanțe în acest an. Acesta nu a putut fi prezent la festivitatea de premiere, distincția fiind înmânată directorului de la Clubul Sporturilor de Iarnă, Octavian Pungovski. Direcția Județeană pentru Tineret și Sport Suceava a ținut să-i premieze și pe directorii cluburilor sportive din județ, precum și pe o serie de antrenori care au pus umărul la rezultatele obținute de sportivii suceveni în 2010, printre aceștia numărându-se Leonard Bibiric, Cristina Casandra, Constantin Tăpârjan, Dumitru Livadaru și Victor Pancu.